aici ca la mine acasă. Gata dusul, gata dusul. Hai să plecăm. Ce frumos, iubi! Hai sus! Imediat! Ți-e frig? Da! Bine! E și pauza, așa că îi dăm deschidere program, lugar de inicio, în Franța, pentru că aici suntem în Franța. Și avem 9 și 1 minut, așa că putem pleca la drum. Pregătim scaunul. Lăsăm mai pe spate. Punem centura. Reglăm volanul. Și Doamne ajută, putem porni la drum. Mai avem 16 ore până la destinație. Mamă, ce mult e. Național N10. Aici am fost și oprită. E un restaurant foarte ok, cu dușuri, foarte curat. Doar că iubi spune că nu i-a venit apă caldă deloc. El a făcut duș cu apă rece, dar mie mi-a venit foarte, foarte, foarte caldă apa. Eu m-am dușat bine. Și aici m-am făcut iubitul meu cafeluța. Mereu o iau când pornesc la drum, pentru că când sunt oprită nu am timp. Trebuie să pun ceva la story, trebuie să pun un TikTok, trebuie să filmez pentru YouTube. Mereu, mereu am multe chestii de făcut. În concluzie, când conduc, când pornesc la drum, eu atunci mă relaxez. Păi eu zic, să ai pe bună. Mulțumesc. Și ne mai vedem un pic mai târziu. Și ajungem la parcare să ne parcăm. Mai am 16 minute maxim de condus. Și am găsit o parcare într-un kilometru, ARD Sobion. Așa pronunț și eu franceza.
Da, că parcă ești franceșoică. Da. Eu aici sunt foarte relaxată pe barul Săneală. Hai să prindem și puțin pe... Îți plictisită, nu mai am niciun chef de nimic, nu știu ce-i cu mine azi. Așa m-am trezit de plictisită, de fără chef de nimic. Las, că previn eu pe mâine. Hai că aici oprim. Stai, Iubi, să nu pleci fără mine. Nu, stai, că mi-a duc să arunc noi. Gata, am venit. Am revenit. E matricula de Turcia. No. Ne vedem după. Am ajuns în camion. Mă bag pe mine pe locul 2. Pentru că urmează Iubi pe primul loc. Stai că mă așteptăm un pic. Că pe urmă iar nu ne citește bine. Lăsăm să se încarce un minut. Acum. Villanueva Manrique? Yes. Dăm ok. Nu, ok. Așa, așteptăm să se încarce. Pe urmă, introducem cea de-a doua tarhetă, am vrut să spun, cea de al doilea card. Ei. Acum. Ne-am schimbat în 5 minute, a durat mai mult pentru că am mers și la baie și baia a fost puțin mai departe. Așa, pregătește-te, Iubi, de... Cum te pregătești, Iubi, tu? Deja sunt pregătit. Și putem porni. Că deja e încărcat. Păi pornim la drum. Doamne ajută! Tocmai ce am intrat în Spania, am uitat să filmez cum că scrie Spania pe cartelul ăsta, pe panoul ăsta, mamă. Imediat ajungem la alimentat, e aici la cât 700 de metri. Am uitat, sincer, pentru că am fost cu telefonul în mână, pe TikTok. Mă uitam și eu la niște videouri. Iubi, așa mă duci cu camionul ăsta, mă răstorni. Drumul ăsta e așa. Mă răstorni, sincer îți spun. E foarte rău drumul aici până la pecoul ăsta. Foarte rău. Ce-mi plac astea de la picioare, cum le-am pus. Luminile astea albastre se vede super, super. Mamă, ce rău e drumul. Parcă sunt pe strada unde locuiesc eu, în Reteag. Dar ce să facem? Uite un câine, uite un câine acolo. Ai, ce frumos și ce mare. Repede, că trebuie să pregătesc aici actele și cardurile și toate. Uf, nu e drumul.
aici trebuie să notez. Hai, cam treabă. Și oprim să ne schimbăm pentru că Iubi și-a terminat orele de condus. Cum ești, Iubi? Fresh. Fresh? Da, ca o leciugă. Eu nu. Eu nu și trebuie să urc. N-ai dormit nimică. Trebuie să urc la volan și n-am dormit deloc, 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 deloc. Hai să schimbăm repede gardurile. Pauză, pauză. Hai la baie, Iubi. Prima dată nu mai pot. Hai, se merge. Hai. Și plecăm. Adio, parcare. Hai să vă cânt ceva. Două perechi de ochelari de soare mi-am cumpărat să mergem la mare. Mai bine la ora asta nu mai cântă. Vai, ce urât cânt. Dar cred că ora e de bine, e 12:30. Că dacă era de vreme așa pe la 1 noapte. Au, pe la 1 noapte. Da, dacă era mai de vreme ca pe la 1. Oboseala spune cuvântul. Dacă era mai de vreme pe la vreo 1 la miaz, am vrut să spun, sigur cântam mai bine. Dar acum nu mai am voce, nu mai am puteri. Oboseală, n-am dormit deloc. Uite ce mă așteaptă. Cola, că nici Red Bull nu mai am. Nici Red Bull nu mai am. Bine să crezi, Iubi. M-ai lăsat fără Red Bull. Eu știu, te-am zis. Hai să cumpărăm tu. Nu, nu, nu-mi trebuie. Mi-ai cumpărat. Păi normal, dacă nu m-ai lăsat, ce să fac eu? Lasă, dar de ce mi-ai pregătit două cola aici? Păi ce bei? Păi două. Ai văzut că data trecută nu mi-a ajuns una? Da. Trebuie una să mi-o lași la rece. Da, imediat îl bag la rece. L-am pregătit numai aici. Vai, nu mai pot, vreau să mă pun la somn. Ai avut 4 ore jumate și nu te-ai pus. Că te arde de TikTok și de YouTube. Păi nu am avut somn deloc. No, și amu te arde, amu ti somn. Nu. Sigur, persoanele care urmăresc vlogul acesta acum sunt odihniți. Și eu nu mai pot de somn. No, păi tu, numai tu ai fost de vină. Lasă-mă. Tu și numai tu. Lasă că mă relaxez acum la volan, de nu s-am somnul. Da, te relaxezi, dai și tu, se închizi și tu un pic de ochii. Mai dorm și eu din când în când. Glumesc, nu. Noi de obicei, dacă unul nu mai poate, ne schimbăm, nu mergem ca și, nu ne forțăm, adică dacă vedem că deja suntem mai... Ofiliți, ne schimbăm, nu ne riscăm, pentru că... Somnul e foarte periculos. Hai că vă lasă. Somnul nu anunțează. Somnul te fura dintr-o dată. Așa, nu te anunță. Și te trezești numai aici. Pe lângă. Pe lângă drum. E, ce-a pasat? Aure. No. Aure. Ce-a pasat? Nu știu, telefonele astea se desenfochează camera. Deci ia smoke. Mai bun era iPhone 8 Plus. iPhone 13 Pro Max. Dar puteți schimbi, Iubi. Mi-l dai pe tău? Da. Dar nu-mi place Samsung. Na. Iamu cu figur? Na, ce să fac? No, oameni buni, bela Sam, că mi-e pun la som. Si Iubi trebuie să conducă. Și eu mă pun la som. Glumesc, eu nu. Eu pedalez aici. Bă, de drum. Mă mai gândesc ce TikTok să fac pe mâine. De voi greu. Cum să mă vezi? După 4 ore jumate de condus. Pe unde oprim? Unde opreste tirurile? Uite! Nu
pompa, dacă nu. Sí, aquí no. Aquí mismo me voy a parar. Sí, cum ai fost? O fost foarte bine, am venit foarte bine, am stoc două doze de Coca-Cola. Unde suntem aici, în Spania? Nu știu. Castilla León? Nu, Extremadura. Hai, că ne vedem jos. Hai. Ei, ce faci? Ce să fac? Dau sămânța jos. Tot am făcut sămânța în camion. Păi unde trebuie să intrăm? Păi la altra părta. Aici, aici. La 4 grade și mai scos un tricou afară, ia. Na, ai rugat. 4 grade. Mă, iubi, fugi că-i fric. Mă, ce-ai furat? Am cumpărat niște... Hai, hai să sară repede. Oh. Fric, fric. Si, eu te-am pregătit surpriza. Mai fac cafea? Normal. Ce, mă fac și cu tine? Dau cafea din camion. Numai cafea vrei. Bună, frumoșii mei. În curând ajungem în Sevilla, unde descărcăm. Am ațipit și eu puțin. Și pe când mă trezesc, ce ai făcut, iubi, aici? De ce e culoarea asta verde? Am coborât în beci. Am dat după telecomanda. Ai coborât în beci? Da. Între timp ce tu ai dormit. Ah, și avem telecomandă. Bă, ce frumos e verdele ăsta. Îmi place să mai merg în beci când eu ațipesc și tu conduci. Da? Da. Și ce te pot aduce din beci? Păi nu știu, ce pot să mai mă aduci din beci? Nu știu, ce mai avem? Ceva bun. Acum văd că iasă și răsăritul soarelui. Ce frumos. Ce romantic, iubi. Da, da. Foarte romantic. Foarte romantic, dar vreau să dorm. Și eu. Nu mai vreau atâta romantism. Adevărul e că sunt foarte obosită. Acum ajungem la descărcare. Trebuie să descărcăm. Prânzica, mama lui de prânzica. Trebuie să lăsăm brânzica ce am adus-o din Osnabrück, Germania. Eu chiar nu înțeleg, aici în Spania nu există brânzică? De ce trebuie tocmai din Germania să o aducem? Pentru că noi mâncăm multă brânză. Nu ne ajunge numai cu a noastră. Da? De aceea îți place, iubiții, atât de mult? Ah, ți-ai pus ochelari, mire. Ia ce... șmecher ești tu cu ochelari. Sunt șmecher și cu ochelari. Deci oamenii de dimineață bună lucrează. E frumos aici în Spania. Îmi place mult. Ce am prins și aici, guardia civil. Dar ce făcea aici? Păi cu camionul era stricat. A, era stricat camionul. O,
Ok. Hai că nu mai avem mult. 15 km și ajungem la descărcare. Iuhu! În Sevilla. Hei, normal noi, ca să ajungem la această descărcare, trebuia să trecem peste un pod, dar acum e interzis peste 20 de tone, noi avem mai mult puțin și nu putem să trecem. Așa că ne-am băgat aici undeva să întoarcem și am întrebat unde e omul acela, am întrebat și noi că cum putem ajunge dacă podul acesta pe care treceam mereu e interzis acum. Și ne-a spus că să mergem după camioanele astea din fața noastră, pentru că și ele merg tot acolo. Adică trebuie să trecem un râu. Și hai să vedem. Sincer, nu știu unde o să ajungem. Doar că e acolo în față un semafor și de aceea stăm atât de mult. Și să vedem unde ajungem în final, unde ajungem. Așa e când ți se schimbă ceva pe traseul tău de mers, nu mai știi pe unde să o iei. Dar noi ne-a spus un om să ne ținem după camioanele acestea unde merg ele să merem și noi. Așa că noi suntem copii ascultători și așa facem. Uite ce frumos e aici în Sevilla. E ora 9 dimineața. Un soare. Apa ce frumoasă e. Aici, cred că tot în față. Aici e o vasă militară? Mitralierele. Așteaptă cu mitralierele la poartă să intre cineva. Ce soare mare ai. Uite. Uite unde e flarcă. Uite bărcuța. Uite aia cum se vede. Vezi așa ceva să-l iasă lumea să alerge, mai ales bătrânii sau nu prea vezi la noi. Tipic, si ce la stinga, noi vira la dreapta. Câte grade ai afară? 9. 9? Da. Ne băgăm și noi în depășire cu viteza luminii. Salut, colegul! Ne mergem, nu mai stăm după tine. Tu ai tot timpul din lume. Dar noi nu, pentru că trebuie să ajungem la descărcare.
Uite acolo un căluț. Și am ajuns în final. Am înconjurat puțin, dar am ajuns. Aici am mai descărcat, e foarte strâmt. E o străduță, practic nu au nici rampe. O să vedeți acum. Aici am stat eu odată în mijlocul drumului să blochez circulația ca să poată iubi să bage camionul pe acea poartă de acolo. Doamne, câte ne mai mâncă. Câte ne mai mâncă cu un camion. Pe aici, nu? Nu, pe a, cealaltă, da, da. Stai că am greșit. Uite, portocalele în pomi. Ce tare. Tare. Vreau și o portocală. Chiar e nebuneală. Dacă îl căuta cu GPS-ul. Nu. Uite de capriora. Să bagă capriora. Ea nu știe că mașina asta, că camionul ăsta calcă. Doar femei, uite, în mijlocul drumului. În mijlocul drumului. Păi și noi trebuie să ne oprim exact în mijlocul drumului pentru că nu putem trece de camionul. Păi aici. Mă duc la firmă cu hârtiile și vedem ce spune. Du-te la firmă că stau eu aici de pază dacă trebuie mutat camionul. Nu știu unde. Nu știu unde vrei să-l mut. Nu știu nici eu. Bine, puneți masca, să nu uiți, să mai vii o dată. Și am ajuns la firma TGT în Sevilla și ce credeți? Nu mă descarcă până mâine, așa mi-a spus. Dar m-am dus eu, am negociat cu ei. Bine, glumesc, Iubi s-a dus. S-a dus Iubi, a negociat cu ei și a spus că ne descarcă la 3 după masă. Așa că trebuie să facem pauză de 9 ore, dar pe urmă ne trebuie și un 24 și cred că aici și rămânem și la 24. Așa că hai să mâncăm o portocală sau mandarină, ce e? Care să o iau? Bă, ai grijă că mușcă! Uite ce mare e! Hai să o spălăm și să o mâncăm! Și mă bucur că m-ați urmărit până la final. Vă pup și vă iubesc!